Roinița este o plantă perenă, meliferă, aromatică, cu multiple proprietăți curative. Crește în tufe dense, frunzele sunt de culoare verde intens, iar la presare se simte o aromă plăcută, asemănătoare mirosului lămâii. Crește spontan la marginea pădurilor și în luminișuri sau cultivată în grădini. Se folosesc frunzele, care conțin substanțe minerale și uleiuri volatile, acizi și taninuri cu acțiune antispastică, sedativă, coleretică, carminativă și antivirală. Se recoltează la apariția primelor flori deschise, de regulă în luna iunie, a doua recoltare putând fi făcută până în luna octombrie. Preparatele au un efect ușor sedativ și de ameliorare a stării de spirit și pot fi folosite pentru tratarea anxietății, depresiei, insomniilor și traumelor emoționale. Compușii active ai plantei sunt benefici în situații stresante și în astenie. Roinița își demonstrează eficiența și în tratarea problemelor digestive. În balonări, crampe, colite, elimină spasmele și diminuează inflamația. În răceli are acțiune antivirală. Ceaiul este indicat pentru a combate stările febrile, durerea de cap, tusea, răgușala și afecțiunile căilor respiratorii. În uz extern, preparatele pot trata rănușoare, echimoze, eczeme și înțepături de insecte, fiind un bun antiseptic. Frunzele se pot utiliza proaspete, congelate sau uscate și în gastronomie pentru aromatizarea salatelor, băuturilor, dar și a cărnii de pește și pui. Uleiul volatil se folosește în industria parfumurilor. În limbaj popular se mai numește floarea stupului și este foarte populară printre apicultori, pentru că mierea de roiniță are un parfum aparte și foarte multe proprietăți curative. Plantele medicinale pot ameliora sau trata numeroase afecțiuni, fără a produce efecte secundare. Cu toate acestea, nu este recomandat consumul acestora fără a cere sfatul medicului, mai ales dacă suferiți de o boală cronică și urmați un tratament medicamentos.